Între timp, amenințările din partea Moscovei nu încetează, iar de această dată Ministerul Rus de Extern avertizează nu doar Republica Moldova, dar și Statele Unite, țările membre NATO și Kievul să nu se aventureze în acțiuni împotriva Transnistriei. Moscova declară tranșant că orice amenințare la adresa etnicilor ruși din regiunea transnistreană va fi considerată atac asupra Federației Ruse. Mesajul vine după ce ieri Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că regimul de la Kiev ar fi intensificat pregătirile pentru a invada Transnistria. Kievul neagă informațiile și spune că nu ar acționa niciodată în acest mod fără a se consulta cu Republica Moldova și țările Uniunii Europene. Într-un comunicat emis astăzi după amiază, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse susține că în apropierea hotarului moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean se înregistrează o acumulare semnificativă de personal și echipament militar ale unităților ucrainene. Desfășurarea artileriei în punctele de tragere, precum și o creștere fără precedent a numărului de drone ridicate în aer deasupra regiunii transnistrene. Rusia avertizează Statele Unite, țările membre NATO și Kievul să nu se aventureze în acțiuni împotriva regimului de la Tiraspol. Avertizarea vine după ce aseară Ministerul Rus al Apărării a anunțat că guvernul ucrainean ar fi intensificat pregătirile pentru a intra în regiunea transnistreană. Într-un interviu la Radio Moldova, consilierul președintelui ucrainean Mihailo Podoleac a declarat că Ucraina nu și-ar permite niciodată acțiuni în raport cu Republica Moldova, fără consultări directe cu autoritățile de la Chișinău și cu Uniunea Europeană. Nu ascultați niciodată ce spune Ministerul Rus al Apărării. Poziția oficială a Ucrainei este următoarea. Susținem categoric guvernul președintei Sandu. Parcursul european este cea mai promițătoare direcție pe care Republica Moldova ar trebui să o dezvolte, a declarat Podoleac. În context, Ministerul Apărării al Republicii Moldova informează că monitorizează toate evenimentele, acțiunile și schimbările care au loc în regiune, inclusiv pe teritoriul controlat de regimul secesionist, și îndeamnă oamenii la calm. Menționăm că în prezent nu există amenințări directe la adresa securității militare a statului. Ministerul Apărării conlucrează cu toate celelalte autorități de securitate ale statului ca împreună să prevenim orice tentativă de destabilizare, să menținem pacea și securitatea în țară. Efectivul Armatei Naționale din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii din zona de securitate activează în regim normal. Și Ministerul de Externe al Republicii Moldova anunță că mesajele lansate în ultimele zile în spațiul public de autoritățile rusești privind presupusele provocări din partea forțelor armate ucrainene nu corespund adevărului și pot fi considerate drept provocatoare. Ministerul de Externe de la Chișinău a reiterat necesitatea retragerii necondiționate și transparente a forțelor militare rusești și a stocurilor de muniții din Cobasna.